Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Azi la școala de televiziune Dicție.ro vorbim despre maci. Au împânzit câmpuri întregi cu florile lor roșii și delicate, spre bucuria celor care le-au surprins în fotografii. Trebuie să știți că macul este folosit la fabricarea unor medicamente sau în mâncare. Mâna sus cine preferă cozonacul sau covrigii cu semințe de mac. Știați că în mitologia greacă zeul morții purta pe o cap o coroană de maci pentru că din această plantă se poate extrage și substanțe periculoase pentru om. Atât despre maci, eu sunt Michel, numai bine, pe curând!